Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau preotului. Salutare tuturor! La fel ca mulți studenți din generația mea, eu am studiat în străinătate. Și când m-am întors în România, nu eram foarte sigur ce anume o să fac din punct de vedere profesional. Știam că trebuie să-mi găsesc un job și am început să mă duc la interviuri. Și să fiu sincer, I sat at them. Eram praf. Însă, am învățat că interviurile sunt un sport de contact. Dacă te duci la din ce în ce mai multe interviuri, poți să înveți, se învață. Este un dans între cei doi sau mai mulți oameni. Și asta am făcut. Am fost la foarte multe interviuri. Orice job pe care l-am găsit cu un potențial de a fi interesant pentru mine, un lucru foarte important de altfel, am aplicat la el și dacă am fost chemat la interviu, m-am dus. Și am încercat la fiecare interviu să mă prezint cât mai bine și mai ales să cer feedback, nu ca un follow-up, nu ca un e-mail de după, ci atunci, pe loc, la finalul interviului, întotdeauna ceream feedback. Și am încercat cumva astfel să pun cărămidă cu cărămidă și să-mi construiesc o fundație care este realistă cumva pentru cultura de la noi. Și în acest context, cumva, am găsit jobul, postarea de job de la CV30, care, din primul moment, a fost diferită de tot ce văzusem precedent. Atmosfera de startup. Deși nu este o firmă neapărat nouă, CV30 are încă vibe-ul de startup. Este foarte mișto, foarte colaborativ, democratic din multe privințe, este foarte mișto. Fiindcă înveți cum funcționează o firmă, în primul rând, nu ești o rotiță mică într-un mecanism imens, ci poți să ai o perspectivă asupra tuturor departamentelor și cum lucrează ele și cum se îmbină împreună. Asta înseamnă că tu poți să îți setezi propriile goluri, cumva, versus a avea un tătuț, un patron, un șef, da? Nu se pune atât de mult accent pe chestia asta aici și mi-a plăcut foarte mult. A fost unul din punctele alea pe checklist-ul meu. Îmi place că suntem destul de mici încât să fim agili. Firmele mari sunt greoaie, de la idee până la execuție este un drum imens. Iar astăzi, în 2020, în timpurile în care trăim, în care informația vine așa și tu trebuie să reacționezi tot așa, această mișcare greoaie nu m-ar fi avantajat neapărat pe mine foarte mult. Și aș fi fost într-un continuu loop din ăsta de de ce nu facem, de ce nu se întâmplă. Asta este foarte mișto aici. Vezi oportunitatea, îți vine ideea, pam, a executat. Îmi place mult chestia asta. Chiar le-aș fi pus printre primele, nu știu de ce am pus ultimul, elementul emoțional. Am văzut că majoritatea joburilor au această voce în postare și anume totul foarte tehnic și analitic și spec și, you know? Pe de altă parte, când cumperi un produs, îl cumperi fiindcă investești emoțional în primul rând în el și apoi justifici logic de ce l-ai cumpărat. Cumva această chestie am găsit-o aici. Radu mi-a propus să fac o prezentare în fața întregii echipe și asta a fost foarte mișto, pentru că asta a dat echipei, cât și mie, oportunitatea să ne simțim cumva. De asemenea, am luat micul dejun împreună.